Am înțeles că în următoarea perioadă o să ni se pună la dispoziție un proiect de hotărâre referitor la subvenția pentru apa caldă și probabil și căldură și că până la acea dată aparatul administrației publice va veni și cu confirmarea faptului că nu mai există arierate, precum și că se respectă legea referitor la ajutorul de stat, solicitări făcute de consilierii locali în ședința de săptămâna trecută. Practic nu există subvenție la apă caldă pentru că avem datorii la Ploiești? Așa pare. Așa pare, noi am cerut informații, atât eu cât și domnul Măchițescu și domnul Simionescu din luna iulie, să ni se prezinte tuturor consilierilor lista cu arieratele pe care le înregistrează primăria. Până în prezent nu s-au primit aceste informații. După ce vor fi primite și primăria, de fapt, direcția economică și cei în măsură ne vor confirma că este respectată legea, vor veni și cu proiectul de hotărâre și va fi supus votului în Consiliul Local. Practic, de la acea dată se poate vorbi de subvenționarea apei calde? Ulterior se poate vorbi de subvenționarea apei calde, deci așteptăm ca cei din aparatul administrativ să vină cu soluții și cu răspuns la solicitările formulate.